Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela, cu o etalare colectivă la alegere pentru luna august. Luna august, înainte să începe etalarea, o să vă urez la mulți ani celor care v-ați născut în perioada zodiei leului și urmează să fac și pentru voi ceva special. În fine, deci primul număr, ca să nu treacă timpul prea mult, primul număr este reprezentat de acest medalion. Primul, al doilea. Al doilea este reprezentat de acesta. Da? Apoi, al treilea este reprezentat de peștișor. Le-ați mai văzut de-a lungul timpului pe toate trei. Eventual puteți să puneți pauză. Eu merg mai departe cu etalarea și rămâne să vorbim despre primul număr. Haideți să vedem. Ce mesaje? Etalare destul de scurtă. Din cărțile oracolelor care vorbesc despre carieră, dar nu doar, nu doar. Mie mi se par că transmit mai multe mesaje decât doar carieră. Aveți, ia să vedem. Primul număr. Mesaj de la Dorin Vârcea, oracole. Ok. Oh, aveți putere! Aveți putere! Este super mesajul. Poate că, într-un fel, chiar sunteți cu planete în zodia leului, pentru că, într-un fel sau altul, această carte mi-aduce aminte de puterea din tarot, da? În care este o femeie alături de un leu. Aici este alături de un Pegas sau pe un Pegas. Probabil că sunteți, vă simțiți în forță. Nu contează zodia. Poate unii aveți de-a face cu cineva cu marcaj însăgetător, asta pentru că văd cai, de fiecare dată când văd cai, mă duc cu gândul la zodia săgetătorului sau poate voi aveți acolo vreun marcaj. Ideea este că aveți putere și cred că și inspirație, cred că și inspirație, mai ales cei care aveți într-adevăr marcaj în zodia leului, trecând soarele peste anumite planete, da? Aveți inspirație într-o anumită direcție, voi știți. Oricum, dragii mei, nu uitați că tot ce ați experimentat până acum v-a făcut mai puternic și mai curajos. Curajos înseamnă că ați trecut într-adevăr prin niște situații, da? La capătul setului de cărți, ce ar fi scriere. Probabil că trebuie să scrieți unii dintre voi și pentru că am vorbit de inspirație, chiar aveți, ah, ce frumos, inspirația să scrieți despre tot ceea ce v-a făcut mai puternici, mai curajoși. O fi poezie, că totul zodia leului și cei care au planete în leu sunt creativi, o fi altceva, rămâne de văzut. Oricum, eventual scrieți că sunteți, că ați ajuns să înțelegeți că sunteți protejați și că această putere ați primit-o prin îngerii voștri protectori. Interesante mesaje. Mesaje de la îngeri pentru cei care au ales numărul 1. Ok, pe ăsta? Nu sunt prea mult. Nu, lăsăm. Drăguț. Lăsăm așa două. Considerați fundația pusă și alegeți dragostea. Posibil trebuie să alegeți dragostea după ce ați trecut prin multe probleme, prin multe situații. Aveți, această carte este marcată de numărul 21, poate pe 21 august, pe 21 iulie, ceva se întâmplă. Oricum, 2 și cu 1, 3 înseamnă construcție, comunicare, da, comunicare și prin scris, nu uitați, da, comunicați despre ceea ce am discutat mai devreme. Eventual, dacă pentru unii depinde, v-am zis să zic că eventual sau așa, pentru că la fiecare se poate manifesta o parte din mesaje, nu toate, da? La unii se manifestă scrierea, la alții se manifestă, eventual vom vedea și vom trăi o situație în care trebuie să alegeți dragostea și să puneți fundația în această nouă etapă, nouă direcție. Poate unii dintre voi vă cumpărați casă, 50, posibil că sunteți mai maturi, vă cumpărați o casă, nu neapărat la țară, dar cu grădină, cu grădină și vă puneți, lucrați acolo, lucrați. Alegeți o nouă direcție care vă aduce, vă reprezintă pe voi. Vă reprezintă pe voi.
Oh, ce frumos! Cu siguranță, pentru unii trebuie să fie și o poveste de dragoste, pentru că la capătul setului de cărți, Uniunea Inimilor. Ce frumos! Și probabil 2 și cu 8. 2 cu 8, 10, da? 2 cu 8, 10. Aveți urmat de ce frumos, miracole și binecuvântări. Concentrați-vă pe dragoste și aveți credință. În cazul, ah, ce frumos, aveți credință și urmat de conexiune spirituală. Posibil unii dintre voi ați avut credință, ați avut credință, v-ați concentrat pe dragoste într-o legătură spirituală, de-aia apare și puterea, da, poate de-aia trebuie să și scrieți, cum am zis mai devreme, dar variază de la situație la situație. Și uite, așa începe să se manifeste, în momentul în care alegeți dragostea și puneți fundația la această dragoste, se manifestă miracolul și binecuvântările pe care le-ați așteptat de mult timp. Și posibil pentru o parte dintre voi să vă întâlniți cu sufletul vostru, perechea acela darmic sau flacăra geamănă. În această poză ar trebui să fie o flacără evoluată, pentru că nu toate flăcările sunt evoluate, de aia apare și separarea. De aia zic, nu vă bucurați chiar atât de mult când dați de flacăra geamănă și nu uitați că nu toți au parte de flacăra geamănă. Haideți să vedem ce... Aha, uite ce... Oh, ce frumos! Cu siguranță mulți aveți planete în semn de foc. Planete în semn de foc. Ca și energie care vă inspiră în această perioadă, este elefantul. Superb! Ganesha, știți că este o figură spirituală de mare forță care protejează energia feminină și care protejează familia într-un fel sau altul. Dar trecând peste simbolistica lui Ganesha, care este foarte complexă și vă trimit să citiți despre el, acest elefant simbolizează o energie matură, regele, de similar cu regele de foc. Poate, dacă nu sunteți voi, că zic, variază, totuși a apărut leu în câteva ipostaze. Nu uitați, nu uitați, am zis, scrieți despre faptul că sunteți puternici. Această energie reprezintă cei care s-au dus, toți cei care s-au dus din viața voastră, îngerii protectori, și nu doar din viața aceasta, și din alte vieți, energii care s-au dus în alte dimensiuni, din alte vieți, care vă protejează și creează un bloc de foc în spatele vostru, un bloc de foc, puteți să vă și imaginați, care vă împinge să mergeți înainte, să aveți putere. Din acest motiv zic că sunteți protejați, da? Ați fost și sunteți și trebuie să exprimați. Dar nu uitați că sunteți, ia uite, pe calea cea bună. Mergeți înainte în direcția pe care ați ales-o, eventual în direcția aceasta, alegeți dragostea, mergeți înainte, sunteți susținuți, sunteți protejați. E o forță protectoare cu care nicio forță negativă nu se poate juca. Dacă există în viața unora o persoană în semn de foc, persoana aceasta este o persoană autoritară. Dacă vă interesează și aspectul sexual, da, stă bine la capitolul acesta și eventual figurile mai evoluate care ar fi reprezentate de acest elefant manifestă sexualitatea, evident, acesta ar fi un kundalini, da? Într-un fel spiritual special. Haideți să vedem ce cărți mai vin pentru voi. Ce frumos! Oh, da! Cineva vine în viața voastră. Ce frumos! Regele de bâte iar apare, cavalerul de cupe și regele de bâte este urmat în spate de 6 de cupe. Da? Ce frumos! Este o persoană din trecut. Posibil această uniune a inimilor, da? Simțiți că v-ați mai întâlnit în alte vieți, simțiți că sunteți foarte conectați spiritual unul la celălalt și se întâmplă întâlnirea, o întâlnire emoționantă, romantică. Haideți să vedem. Cum a zis că facem? Nici nu m-am hotărât. 3, 3, 3? Hai, ok. Asta a vrut să iasă. În primul și în primul rând. 8 de bâte. Numărul 1. Cei care ați ales medalionul în formă de floare de crin.
Floarea de crin este un simbol foarte profund spiritual. Se regăsește și în imaginile cu Fecioara Maria, se regăsește și în cortina din spatele Marii Preotese. Este într-adevăr un simbol spiritual deosebit. Oh, wow! Wow, 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 ce cărți! Turnul invers, interesant. Turnul invers. Ca să-mi continui mesajul pe care îl spuneam despre elefant, nu degeaba a venit această confirmare că sunteți protejați, pentru că la capătul setului de cărți, ce aveți, dragii mei? Aveți o energie negativă, transformarea. În cazul în care, într-adevăr, ați fost prin niște situații foarte dramatice sau negative, apare, da, cum îi spune, nu Batman. Uf, ajutați-mă! Liliacul, da? Liliacul simbolizează moartea, să zicem, în această și transformarea în aceste de cărți. Dar, posibil în relație cu un semn de aer, dar nu obligatoriu, iar apare aer-foc. Ideea este că o situație foarte neplăcută, toxică, tarantula nu e deloc plăcută, nici duioasă, nici tandră, da? Posibil a trebuit unii dintre voi să vă luptați cu această transformare, cu această forță negativă și, luptându-vă, evident, ați reușit să aveți victorie, pentru că este oarecum similar cu șase de foc, șase de băte. Să aveți victorie asupra unei situații negative care va transforma și pe voi și pe ei. Posibil cu un semn de apă, dar nu obligatoriu. Ideea este că după aceste lupte și transformări, într-un fel sau altul simt că vă regăsiți, măcar în această perioadă, poate plecați în concediu, eu știu, vă regăsiți o stare de echilibru emoțional în care puteți să creați, pentru că oul de aur reprezintă chakra a patra a inimii, este o energie creatoare, creativă și valoroasă, este de aur, da? Creați ceva în voi, în această stare de echilibru emoțional, după toate luptele și transformările, da? Cu confirmarea că sunteți protejați și inspirați. Ar mai fi că iar se confirmă faptul că cineva din trecut sau o persoană foarte dragă cu care aveți o conexiune emoțională specială, da, acest castor apare într-un fel în viața voastră și vă ajută să vă echilibrați emoțional, să vă centrați, să vă hrăniți inima și cu emoții pozitive, nu doar cu, da, cu stări negative. Interesant mesaj. Ok, deci acestea ar fi cărțile. Primele ar fi, să zicem, trecutul. În trecut ați comunicat la distanță cu cineva, semn de foc sau semnul taurului, dar nu obligatoriu. Ați comunicat. Despre o atracție pe care o simțiți față, eventual față, dacă aveți semn de foc în harta voastră natală, față de cineva care are planete în semnul taurului. Posibil persoana respectivă să fie și căsătorită. Mare grijă, mare grijă. Pentru unii dintre voi, în ultima vreme, poate chiar această ultima vreme să se suprapună și cu momentul de acum, pentru că timpul știți că este cursiv, nu poate fi fixat în calendare, da?
Cineva vine în viața voastră cu un mesaj pasional în care își exprimă atracția, aveți multe, posibil chiar vă bombardează, nu doar cu mesaje, un mesaj cu mai multe, iar semnul săgetătorului, iar berbec, leu sau, am zis săgetător. Însă, felul în care vine sau a venit, să vorbesc totuși de trecut, felul în care a venit nu prea corespuns cu acest mare preot. Acest mare preot este o persoană autoritară. Dacă nu e autoritar, este o persoană foarte înțeleaptă. Da? Și dacă vii în preajma acestui, nu zic musai că taurii sunt înțelepți, dar vă rog frumos să separați mesajul, da? Am zis, v-am dat mai multe variante. Acest personaj, posibil pentru unii să fie căsătorit și cine vine în preajma, sau cine a venit în preajma acestui personaj căsătorit să fi venit într-o formulă sau într-o variantă foarte imatură. Așa simt. Poate este copilul vostru și voi sunteți aici, tați, părinți, da? Într-o căsnicie. Posibil și pentru unii. Și acest copil v-a adus niște vești, ar trebui să clarific. În prezent, asta să zicem trecut prezent, prezent, aveți un valet de monede, cineva vine cu o ofertă practică. Dacă până acum au fost vorbe, da, dacă cine a vrut să vă bombardeze cu mesaje de dragoste s-a limitat doar atâta în trecut și a întâlnit o energie stabilă, profundă, matură, acum își dă seama că trebuie să vină cu o energie cât de cât mai apropiată de cea a marelui preot. Și să spunem că, deși e tot valet, tot imatur, încearcă să facă o ofertă practică acestui personaj. Însă lucrurile stagnează o perioadă pentru că acest valet care se tot arată, da, de două ori s-a arătat, posibil să fie același personaj, lecția prin care trebuie să treacă, da, este să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă a spiritualității, da? Că și marele preot și spânzuratul amândoi sunt conectați la Dumnezeu într-o formă sau alta. Acesta într-o formă tradițională, prin reguli, prin lege, acesta într-o formă mult mai profundă și, să zicem, inconfortabilă, prin sacrificii. Da? Deci persoana care a venit cu mesaje, cu diferite oferte, trebuie să învețe să se prezinte altfel. Eventual, după ce înțelege această stagnare, eventual vine cu o ofertă pe măsura marelui preot. Se transformă în împărăteasă, iar apare semnul taurului. Da, apare semnul taurului de mai multe ori și semn de foc. Deci acest personaj, dacă continuă să se manifeste ca și valet, în preajma marelui preot, nu contează, puteți fi bărbați sau femei, oameni maturi, oameni care ați trecut, de-aia aveți și puterea, ați trecut prin niște situații. În această perioadă trebuie să înțeleagă niște sacrificii, niște amânări în ce și-au dorit ei să manifeste față de voi, evident că poate să fie și invers, ca să se întâmple această uniune a inimilor. Am zis, dacă sunt flăcări gemene pentru unii, una din flăcări trebuie să se maturizeze, că cealaltă este suficient de matură. Și în momentul în care alege dragostea, nu atracția, alege dragostea că este Venus, alege să manifeste dragostea și într-un mod profund și prin abundență și prin multe alte calități, nu ca un simplu copilandru, tinerel, nu contează vârsta, că sunt oameni în vârstă care se manifestă foarte imaturi, da? În momentul în care se transformă, că și spânzuratul ține de o transformare din punctul meu de vedere, se eliberează de un stil de viață imatur, să zicem,
În acel moment se poate manifesta o întâlnire a sufletelor ce sunt ele, perechi darmice, flăcări gemene, și se poate reconstrui o separare care s-a manifestat la un moment dat în viața voastră. Voi știți când, pentru poate să fie luna trecută, poate să fie anul trecut sau poate să fie acum câțiva ani, da? În momentul în care crește spiritual de la valet la împărăteasă, are șansa să construiți, da? Și să manifestați, ia uite, echilibru 3 și 6, da? Se echilibrați balanța, că la un moment dat era doar unul foarte matur și celălalt imatur. Înțelegeți, da? Are șansa în momentul în care crește spiritual să colaboreze, să echilibreze relația și să reconstruiască această separare care a fost. Clar, a fost o separare. Turnul, dar e turnul invers. Acum este momentul de reconstrucție cu 3 de monede și cu 6 de monede, de echilibru. Și iar, se pare că persoana respectivă, zic eu că zic bine, de la valet trece la cavaler, crește, crește. Până la împărăteasă, posibil să mai fie ceva pași, dar măcar se străduie, măcar înțelege că trebuie să ajungă în această postură. Că va manifesta un pic mai încet, va manifesta, dar important este că înțelege, are această nouă perspectivă a transformării sale. Și vorbesc de transformare pentru că apare 8 de bâte și 8 înseamnă casa scorpionului, a transformării. Și da, se pune fundația, se alege dragostea, dragostea aceea profundă, se alege dragostea, că și spânzuratul manifestă dragoste și împărăteasa manifestă dragoste, se alege dragostea, nu atracția, nu lucrușoarele, nu conversațiile simple. Și dragostea înseamnă foarte mult și compasiune și empatie și foarte mult. Și am spus, se va merge mai încet din partea unei direcții, dar cu dorința de a manifesta ceva nou. De a ține la această trezire spirituală, ia uite, de a deveni marea preoteasă. Marea preoteasă, într-un fel sau altul, perechea spirituală acestui mare preot, da? Și de a manifesta victorie, 6 de bâte, iar apare 6 de bâte, am văzut și la tarantulă, da? Și început. Un început se va manifesta nu doar în pasiune, ci în adevăr, dragii mei, că este asul de spade. Se va renaște. Se va renaște dintr-o situație foarte conflictuală, din niște trădări, văd și regele de cupe, care a încercat să-și țină regele și regina, iar clar sunteți într-un cuplu divin, regele, da, se va renaște. Se va renaște. Am văzut și marele preot și marea preoteasă și acum regele de cupe și regina de cupe, care nu contează ce zodie este, ideea este că vă echilibrați amândoi emoțional după aceste conflicte, da? 5 de bâte, 5 și zodia leului 5 de bâte pentru mine. Se va renaște într-un fel și se va... Și ce înseamnă renaștere? Înseamnă această conștiință, da? Că trebuie să se manifeste altfel, mult mai profund, în această situație. Am spus, s-a comunicat la un moment dat, într-un mod foarte pasional, nu zice nimeni, dar insuficient pentru a manifesta ceva spiritual. Și apoi această comunicare a trebuit să înfrunte o perioadă de stagnare, a trebuit să vedeți lucrurile amândoi, nu doar unul, amândoi, să vedeți de ce nu se poate manifesta, pentru că sunt sfori, de ce nu se poate merge mai departe. Posibil ați fost și la distanță, nu zic nu, posibil și din acest motiv nu s-a manifestat nimic concret, dar stagnarea aceasta poate și tăcere la un moment dat pentru unii dintre voi, sau pur și simplu pentru alții poate nu s-au legat lucrurile, nu s-a manifestat, a rămas doar în stadiu de vorbă, vorbă și fără practicalitate. Da? Ei, acum, în această perioadă, se primește o inspirație divină, da, marele preot, către construcția, reconstrucția acestei separări, acestui turn răsturnat, da? Și repet,
Dacă în trecut persoana a fost foarte pasională, o să încearcă să vină cu o scuză sau cu un cadouț, dar ideea este să vină cu mai mult. Da? Înspre viitor apare un 3, nu doar un cadouț, apare un 3 de monede, implicare. Implicare către echilibrarea situației. Cam aceasta ar fi etalarea. Ah, să mai iau. Numărul 1, încă un mesaj. Pentru numărul 1, ia să vedem un mesaj. Oh! Ha! Spațiul dintre cuvinte. Am spus, interesant, că s-a vorbit mult la un moment dat, dar nu s-a înțeles, cel puțin din partea unei, din perspectiva unei părți, nu s-a înțeles printre rânduri, printre cuvinte, care era mesajul. Din acest motiv s-a manifestat la un moment dat, se manifestă și acum o stagnare sau, dacă nu e stagnare, să zicem, pentru unii ar putea să fie o schimbare de perspectivă. Pentru că după 12 vine 1 și am văzut, da? 12 și 1, da? Manifestarea. Spațiul dintre cuvinte. Și interesant este că ați primit și această confirmare a scrierii. Scrieți, încercați să vedeți în spatele lucrurilor care s-au spus. Foarte posibil pentru unii dintre voi, deși personajul s-a manifestat imatur, dorința era să manifeste totuși ceva serios. Ceva serios, spiritual, posibil a și simțit, dar a trebuit să învețe să comunice într-un anume fel și să se conecteze la spiritualitate eventual înainte să comunice. E o transformare, așa văd eu lucrurile. Și această transformare vă aduce mai aproape unul de celălalt, pentru că nu puteți crește împreună dacă nu sunteți la același nivel. Ăsta e adevărul. Așa simt cărțile în această perioadă, la această oră. Da, ia uite. Gifts received. Am zis că cineva vine cu daruri, unul va da, altul va oferi, da, e un 6 de monede, pentru că trebuie echilibrată balanța. Trebuie echilibrată. Unul dă, altul primește, că trebuie schimbată balanța. Probabil pentru unii dintre voi, doar voi ați dat înțelepciune o perioadă și celălalt a trebuit să crească. Repet, schimbați pozițiile, că nu știu în ce poziție sunteți. Mai ales că este o etalare la alegere. Cam acesta e. Vă pup! Ne vedem cu următoarele etalări pe zodii. Pa, pa! Bună ziua! Vorbim despre numărul 2, cei care ați ales acest medalion, da? Să vedem, dragii mei, ce mesaje primiți pentru luna august. Sper să nu mă întrerup pe nimeni, pentru că iar va trebui, dacă mă întrerup, iar va trebui să clipesc înregistrările și să apară. Oh, ce frumos apară acea bandă! Sper să nu... Oh, ce frumos! Mesaje! Eliberați-vă, dragii mei, și construiți-vă. Construiți-vă pe voi, reconstruiți-vă viața, este clar. Trebuie să ieșiți din ceva ce nu vă mai reprezintă, ceva ce nu stă în calea construcției voastre eventual. Oh, ce frumos! La capătul setului de cărți ce aveți, sunteți artiști. Eventual aveți de-a face ori cu un artist care vă inspiră în această alegere, în această eliberare, eventual vă inspiră și în reconstrucție. Ori unii dintre voi trebuie să descoperiți artistul din voi. Artistul, da, ce frumos! Sunteți pe calea cea bună. Sunteți pe calea cea bună în momentul în care vă eliberați. Din partea îngerilor, un mesaj pentru cei care ați ales medalionul cu cerculețe. Interesant, probabil că a stat în două cercuri vicioase și trebuie să vă eliberați. De-aia ați ales și această, da, cale de eliberare din cercuri. Ce drăguț! Ce drăguț! Hai, mesaj pentru numărul 2. Mesaj. Ați primit două mesaje. Wow, ce frumos! Ce frumos! Dragii mei, sunteți într-o legătură, conexiune, nu legătură, conexiune spirituală foarte profundă, care vă ajută să vă concentrați pe dragoste, eventual concentrați-vă pe dragoste ca să manifestați această conexiune spirituală. Și după cum vedeți, doamna, într-adevăr, este mai empatică sau, dacă nu, doamna, cel care manifestă energia feminină, că sunt și bărbați care manifestă energia feminină mai bine decât energia masculină.
Dar, revin la ce am zis, doamna este o persoană foarte empatică, vede frumosul din fiecare, din orice lucru. Poate că asta la un moment dat i-a adus niște răni, dar unul dintre voi trebuie să se elibereze de acele răni de trecut. Dar, repet, concentrându-vă pe dragoste, vă atrageți această conexiune spirituală, vă atrageți în 3D, pentru că apare romanța la capătul setului de cărți, da? Și o nouă dragoste. O, da, ce frumos! Și am zis de 3D, am zis de physical touch, da? Atingere fizică. Cum să mă așez eu ca să vedeți cărțile, da? Se manifestă tocmai pentru că v-ați concentrat pe dragoste, această legătură spirituală, repet, începe să se manifeste și în planul acesta terestru. Îmbrățișați-vă emoțiile, dragii mei. Clar că unii vă veți întâlni cu cineva special, poate unii nici nu știți cu cine, pentru că de-aia apare nouă dragoste, da? Și într-un fel sau altul se va manifesta o formă de romanță. O formă de romanță. Ce drăguț, interesant, interesant. Ideea este să vă eliberați de legăturile care nu v-au... Oh, 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 ce frumos, care nu v-au oprit. A apărut pe unul. A apărut pe unul semn de aer, similar cu ce cu cavalerul de aer. Dar trecând peste asta, înseamnă că se manifestă lucrurile într-un mod rapid sau o comunicare. Sau o comunicare. Însă în aceste de cărți, altceva vrea să sugereze pe unul, posibil unii dintre voi învățați să, vom vedea și cum arată cărțile, să fiți mai mândri de voi în cazul în care trebuie să vă eliberați și să vă reconstruiți, să fiți mândri de ceea ce sunteți eventual, de faptul că sunteți artiști, că aveți o formă de artă care trebuie să se manifeste într-un fel sau altul. Și pentru acest lucru, dragii mei, ca să manifeste o orice formă de artă, trebuie să te eliberezi din niște tradiții, din niște șabloane mentale. Că lumea zice, ah, ce treabă ai tu cu arta, ce să faci, că nu te ajută, mai ales că vine criza financiară, alimentară, ce să faci tu cu arta? E clar că vă întâlniți cu cineva din trecut. Apare 6 de apă. 6 de apă, 6 de cupe. Am spus despre acest păun. Vom vedea cum se arată și cărțile. Păunul este mândru, este frumos, este vanitos. Dacă ați fost prea orgolioși, prea vanitoși, eliberați-vă, dragii mei, de acest stil de a gândi. Eventual aveți foarte multe gânduri în cap, foarte multe ca aceste pene, da? Și uneori e bine să mai faceți curățenie în aceste gânduri. Dacă nu vă reprezintă pe voi această carte, posibil să reprezinte pe cel... Da, această nouă persoană care vine, da, new love, nouă persoană care vine în viața voastră și se va manifesta. Și pe unul poate să fie un artist foarte vanitos, creativ și atrăgător. E clar că e atrăgător, dar cineva fuge. Cineva fuge de... Unul dintre voi ați fugit. Vom vedea care. Unul dintre voi ați fugit de trezirea spirituală, de dragoste adevărată, de copilul interior. Oh, da. Și trebuie să se ofere o împăcare. Trebuie să se ofere o împăcare. Haideți să vedem. Numărul 2. Okidoki. Oho, da, au fost niște situații. 4 de spade. Îndrăgostiții. Mulțumesc. Roata norocului. Wow, Marea Preoteasă. Iar apare ca la numărul 1. Spânzuratul. Oh,
Marele, wow, Marele Preot și Marea Preoteasă. Am zis conexiune spirituală. Fantastic, ce conexiune spirituală. Sunteți legați în alte ceruri împreună și nu că v-a făcut cineva ceva, dragii mei, vă rog frumos să înțelegeți. Vai, ce steaua. Mama, și aici la capătul setului de 10 de cupe. O mare bucurie stă să se manifeste într-un fel sau altul după, ia uite, o împăcare, după o transformare. După o transformare care a fost necesară. Dură. De-aia am spus, eliberați-vă de trecut. Wow. Cum am spus, legătura aceasta nu este o legătură făcută de oameni prin chestii magice, este o legătură care este aprobată de divinitate. Da? Sunt mari preoți amândoi, amândoi foarte spirituali, că conștientizează, că nu conștientizează, rămâne de văzut. Ok, ok, ah, două. Interesant. Ah, sper să nu vă blocheze orgolile. Că de-aia a apărut și pe unul, care am spus e foarte mândru. În trecut a trebuit să vă vindecați într-o situație de dragoste, da, într-o poveste de dragoste, care, într-un fel sau altul, a trebuit să se manifeste, pentru că roata norocului a fost o întâlnire karmică cu cineva și nu doar karmică, de destin, în care ați conștientizat că, am zis, sunteți legați în ceruri de îngeri, amândoi, ia uite ce frumos, pe același triunghi, însă unul are un mare orgoliu, unul dintre voi are un mare orgoliu și din cauza asta lucrurile stagnează. Din cauza asta lucrurile stagnează într-o formă sau alta. Sau a stagnat. Dar cred în continuare că totuși cel puțin unul dintre voi, rămâne să vedeți în ce postură sunteți voi, cel puțin unul dintre voi încă mai are nevoie de vindecare și blochează într-un fel manifestarea acestui ego, pentru că trebuie, da? Trebuie să manifeste o nouă perspectivă după această perioadă de tratamente, de creștere spirituală. Oricum, întâlnirea cu acest personaj va schimba destinul, este clar, va schimba și va adus mai aproape de spiritualitate, eventual într-o altă formă, mai aproape de Dumnezeu, nu doar de intuiție și alte manifestări spirituale care le putem avea de-a lungul vieții sau într-o relație. Însă această vindecare, care e foarte posibil pentru unii să se fi manifestat în secret, va aduce mai aproape de destinul vostru, da? Vă ajută să vă eliberați, da? Și să vă construiți sau reconstruiți. Vă aduce mai aproape de... Foarte posibil, așa simt, foarte posibil pentru unii această vindecare să se manifeste în continuare. Repet, în secret. Pentru că acesta este dorința divină. Se vede din cel puțin trei cărți, cel puțin, dacă nu chiar mai multe. Este dorința divină să vă vindecați în continuare, pentru că personajul de care sunteți îndrăgostiți în continuare are un ego, da? Și trebuie să iasă de acest ego, de această are niște conflicte mentale, posibil să mai aibă și alte personaje în preajmă, da? Și să influențeze și trebuie să învețe să vadă lucrurile, repet, dintr-o altă perspectivă mai profundă, nu doar din aceste gânduri. Dar asta e clar, te seamănă foarte mult, da? Aceste gânduri, 5 de spade. Posibil semn de aer. Posibil semn de aer. Pentru unii dintre voi.
Văd ca zodii gemeni, vărsător, taur și pești. Dacă asta vă spune ceva sau cineva cu oameni, planete, cu planete acolo. Însă, în prezent aveți pești taur, pești toată ziua. Sau rac, dar pești, că e casa 12 și scânzuratul. Și taur. Însă, între pești și taur sau între Marea Preoteasă și Marele Preot, lucrurile încă stagnează, da? Încă trebuie să se elibereze unul dintre voi, ori de o căsnicie, ori de un ego, repet, că nu degeaba a apărut, da? Ca să se mai poate manifesta acest destin special care există între voi doi. Concentrați-vă pe dragoste. Ați primit deja niște confirmări că sunteți într-o legătură spirituală, da? Vi le-am arătat, dați în spate. Concentrați-vă pe dragoste. Depinde de voi în ce postură sunteți. Poate sunteți la Marele Preot, poate sunteți Marea Preoteasă. Ideea este că trebuie să vă concentrați pe dragoste și dragoste necondiționată, că de-aia apare spânzuratul. Dar asta nu înseamnă că trebuie să oferiți sau să iertați la infinit, trebuie să vă blocați, să blocați pe toți cei care vă afectează vindecarea. Pentru că dacă stați într-o sau în preajma oamenilor care gândesc într-un anume fel, nu vă mai manifestați vindecarea voastră și importantă este vindecarea voastră. Cel mai important este. La capătul setului de cărți, clar apare iar semnul taurului pentru unii, da? Care trebuie să decidă, trebuie să aleagă. Între, să zicem, un semn de aer care l-a mințit și cineva care în această situație, în acest moment, este supărat, da? Ia uite. Blochează. Da, sunt în separare și această separare îi intoxică. Oh. Pentru unii dintre voi, acest mare preot posibil să reprezinte și semnul taurului, se confirmă aici. Care ascunde, fuge, nu arată, nu împărtășește. O situație foarte toxică. Ori este între două persoane, ori nu poate să-și aleagă, să-și facă planuri de viitor din cauza că este singur, că este blocat de cineva, că este supărat, că este într-o relație, iar semn de aer foarte toxic, da? Posibil iar pentru unii dintre ei sau dintre voi care sunteți, cine acest personaj toxic din viața taurului își dorește împăcarea, renașterea. Însă nu cred că se va manifesta în august. Dar, repet, renașterea cu acest semn de aer nu cred că se va manifesta deloc. Dacă unul dintre voi va renaște, adică acest taur, vorbim despre taur pentru că a apărut, da, și Marele Preot și Regele de Monede. Dacă acest taur alege renașterea, renașterea sa constă într-o altă direcție, nu cu semnul de aer care este foarte toxic, pe care trebuie să-l taie, să-l taie, să taie legăturile, da? Să se elibereze, să se reconstruiască într-o altă direcție trebuie. Într-o altă direcție trebuie, am zis, da? Construcția apare și trei de monede. Construcție, dar trebuie să înțeleagă, să aibă încrederea în Dumnezeu. Apare regele de bâte și soale. Și asta o va găsi eventual în această perioadă și poate în perioada următoare, că aici este casa viselor, a discuțiilor cu stelele, a premoniților, da? Trebuie să înțeleagă, trebuie să se conecteze acest mare preot sau taur sau ce este, persoană căsătorită, stabilă, da? Să se conecteze la alte valori decât la cele la care a fost conectat până acum. Altfel,
cu oricine se va întâlni, se va aduce suferință. Orice poveste de dragoste va atrage în viața sa, îi va aduce suferință atât timp cât nu se eliberează ori de semn de aer, care este foarte toxic, ori de un stil de a gândi. Un stil de a gândi. Da. Am zis, apare la un moment dat o renaștere, o transformare, o eliberare de durere, da? Freedom, am zis mai devreme. Și reconstrucția apare. Dar foarte posibil spre sfârșitul lunii august. Cu acest soare, mă gândesc la trezire, da? Spre sfârșitul lunii august, și asta poate să fie și în zodia Fecioare, da? Și aici este personajul care este foarte trădat și foarte rănit în această poveste de dragoste, trebuie să renunțe la cel care îi alimentează suferința și sacrificiile cu gânduri negative. Trebuie să blocheze. Iar blocheze semn de aer sau vărsător. Da? Ca să se poată reconstrui și să poată, da, trei de monede, și să poată manifesta, ia uite ce frumos. Un alt fel de a comunica emoțional, în adevăr, despre relații, da? Ia uite, 10 de cupe și, ha, ce frumos. Posibil cu semn de apă, ia uite, ce frumos. Posibil cu semn de apă. Împărăteasa înconjurată de 10 de cupe și 9 de cupe. Ce frumos! Și 4 de băte. 4 de băte, flăcări, gemene, am zis mai devreme. Spiritual connection. Este o legătură spirituală. Dar nu se poate manifesta posibil din cauza unui semn de foc care este foarte negativ și toxic. Am văzut mai devreme, dar regina de spade și diavolul. Sau, repet, nu neapărat semn de foc. Da? Cineva care are un mental, că asta reprezintă de aer, vreau să zic. Cineva care are un mental, că asta înseamnă aer, mental, gânduri negative, înfumurat, da? Plin de aere, că asta e. O fi frumos, și ce dacă frumoasă, și ce dacă. Oare asta este singurul lucru important în viață? Haideți să mai vedem un mesaj pentru unii dintre voi. Mai multe detalii le puteți afla și la celelalte etalări pe zodi. Ia uite ce frumos! Ce frumos! Iubește tot ceea ce este. Ce frumos! Nu e așa că seamănă cu Focus on Love? Concentrați-vă pe dragoste și pe această legătură spirituală. Repet, posibilă pentru unii această legătură spirituală, da? Marele și preot și regină și marea preoteasă nu se poate manifesta încă. Până nu vă vindecați, amândoi, da, steaua, până nu vă vindecați de un mental negativ. Ori de oameni. Poate voi aveți mentalul ok, poate voi conștientizați. Repet, zic poate pentru că variază de la personaj la personaj, că sunteți mulți. Important este să tăiați acest 5 de spade. Că e mentalul vostru, că e al altuia, ca celor din preajma voastră, acest 5 de spade, acest păun, da? Trebuie blocat ca să se poată manifesta, ia uite ce frumos. Vindecare înseamnă și aici, da? 4 de spade. Să se poată manifesta această dragoste care este într-adevăr de destin, de destin, dragii mei. Dar pentru asta trebuie să vindecați, am pus vindecarea aceasta pentru că aici este, stau în contextul ăsta, spune că sunteți destinați unul celuilalt, dar nu vă puteți manifesta această romanță, această nouă dragoste, da? Ce frumos, da? Aceasta, toate aceste lucruri, până nu vă vindecați amândoi. Și am spus, există legătură spirituală, concentrați-vă pe dragoste. Nu pe legăturile karmice, pe conexiunile spirituale, pe conexiunile care vă cresc, oamenii care vă susțin. Eventual, da, poate aveți pe cineva care vă susține în această direcție, artei. Arte, eu vă susțin oricând către artă, da? Eliberați-vă de lucrurile care vă constrâng. Care vă țin doar într-o energie terestră în care trebuie să munciți, să munciți, să munciți, da? Eliberați-vă, sunt mai multe variante de a interpreta
cărțile, da? Mesajul 22, ce frumos, poate sunteți născuți pe 22, poate pe 22 august se întâmplă ceva, 22 să vă spună ceva, când vedeți 222, ia uite, 22 și mai avem aici 2 și mai avem aici 22, da? Și avem și îndrăgostiți și ea sunt, bine, făcând abstracție de înger, da, sunt două persoane. Deci 222, dacă vedeți, e confirmarea că acest mesaj este pentru voi. Iubește, meh, vedeți ce e aici? Ia uite, mi se vede și fereastra. Iubește tot ceea ce este. Sau iubiți ceea ce, tot ceea ce sunteți. Și e interesant că în această carte, femeia această superbă, de stea. De stea. De nevoia de vindecare. De nevoia de vindecare. Măi, sper că stai și nu mai faci probleme. Mai. Hai, te rog frumos. Clar că trebuie să treceți prin niște probleme, că și voi... Nu degeaba se întrerupe camera sau înregistrarea tocmai la voi. Clar că trebuie să lucrați cu niște lucruri care vă întrerup în creștere. Deci iubiți lumina, aici vreau să ajung, aici vreau să ajung și eu nu știu de ce se tot întârzie transmiterea acestui mesaj. Iubiți, îmbrățișați lumina. Oricare ați fi în această situație, îmbrățișați lumina, îmbrățișați-L pe Dumnezeu, îmbrățișați-vă dragostea aceea care, pe care toți o am primit-o prin naștere și manifestați-o într-o formă sau alta. Eventual vă îmbrățișați, posibil unii dintre voi, că e tot legătură spirituală, conexiune spirituală, vă îmbrățișați deocamdată în... În 5D, unii dintre voi, și da, am văzut physical touch, dar se pare că se mai întârzie pentru unii sfârșitul lunii august, posibil în spre septembrie, pentru unii dintre voi. Cam aceasta este etalarea pentru numărul 2. Vă pup, ne auzim la următoarele. Pa, pa! Bună ziua, dragii mei, am revenit cu etalarea pentru numărul 3, cei care ați ales peștișorul, probabil că sunteți spirituali, aveți a face cu un peștișor sau aveți planetă sau ceva, ceva acolo în casa 12, am neapărat a peștilor, poate unii a peștilor, dar e clar că sunteți într-o creștere spirituală, căutați divinitatea într-o formă sau alta, sau urmează să o căutați. Ce frumos cărți, mesaje, citiți, conectați-vă la dragoste prin cărți, prin poveștile pe care le puteți afla despre istoria omenirii, unii alții, experiențe personale. Învățați și conectați-vă la acele personaje și experiențe de viață care vă cresc, da? Cărți. La capătul setului de cărți, yoga, da? Încercați și curățați-vă chakrele, conectați-vă la spiritualitate și prin cărți, eventual citiți Biblia sau alte cărți spirituale, da? Uite și frumos. La copilul interior și eventual atrageți, conectându-vă la aceste valori, atrageți abundență infinită. Rămâne să vedem cum mai apar cărțile. Ce am zis că mai luăm? Mesaje de la îngeri. Ce frumos! Mesaje de la îngeri. Pentru numărul 3. Ok, asta, ce frumos, dragostea este peste tot, da? Peste tot, și în cărți puteți să vă conectați la dragoste, foarte frumos. Și prin yoga vă puteți conecta la dragoste și comunicând cu copii sau lucrând cu copii, vă conectați la dragoste și uite așa atrageți abundență infinită. Dragostea este din abundență, da? Doar trebuie să vă învârtiți, 1 cu 6, 7, aveți 16, 7, poate să vă spună ceva. Posibil să, pentru unii cred că trebuie să și dansați un pic în această perioadă, da? Asta înseamnă să manifestați acel copil interior, nu doar să stați cu cartea în mână și să faceți yoga. Yoga interesant că vine să confirme nevoia de a privi lucrurile dintr-o altă perspectivă, să înțelegeți că sunt mai profunde lucruri decât par, da? Să pătrundeți în ele prin meditație eventual, sau să vă eliberați de niște situații pe care nu le puteți înțelege, să vă eliberați mental de acele gânduri prin copilul interior, prin cărți, prin învârtit, prin dans, da? Eliberați-vă pentru că oricum, chiar dacă nu înțelegeți, lucrurile se manifestă într-un timp divin
Și cu ajutorul îngerilor, aveți numărul 22, să vă spună ceva pentru unii, numărul 22. Unii sunteți într-adevăr într-o legătură karmică pe care nu o înțelegeți. Posibil, ați creat fundațiile acestei legături karmice, dar nu se manifestă pentru că trebuie să aveți răbdare. E, și ce să faceți când persoana respectivă nu comunică cu voi sau eu știu ce manifestă și voi nu pricepeți de ce se poartă într-un anume fel? Ce să faceți? Nu o să vă bateți capul, că oricum nu o să înțelegeți imediat. Înțelegerea vine în timp. Citiți cărți, da? Învârtiți-vă, dansați, priviți lucrurile din perspectiva dragostei, că dragostea este oriunde. Dacă nu vine din preajma persoanei karmice sau sufletului pereche sau flăcării gemene, ce-a venit iepurașul? Clar că unii sunteți în semnul peștilor sau aveți acolo planete, da? Dar este 4 de pământ. 4 de pământ este o energie destul de fixă. Oh, ce frumos! Și la capătul setului de cărți aveți regele de bâte. Sunteți protejați, dragii mei. Iar urmat de ce? Ce frumos! De castor și de broscuța, broscuța de aur. Am spus, este pentru unii sunteți într-o legătură karmică pe care nu o înțelegeți. Eliberați-vă de toate stările negative, confuze, de frică pe care le preluați. Peștii sunt empatici și, repet, nu sunteți musa în zodia peștilor, dar aveți acolo ceva, da? Ce vă face empatici. Da? Eliberați-vă de aceste frici, da? Iepurașul e foarte fricos. Și înțelegeți, poate prin cărți, unii dintre voi prin yoga rămâne, înțelegeți că sunteți protejați, aveți un bloc protector, aveți niște îngeri, oameni din trecut care nu mai sunt în această dimensiune și nu neapărat din viața asta și din alte vieți, care vă protejează și vă împing să mergeți înainte, să mergeți înainte, să vă construiți, eventual considerați fundația pusă, poate să se lege și de, sau să exprime și faptul că voi trebuie să vă găsiți echilibru, voi în voi, în aceste legături karmice care vă distrag echilibru sau vă distrug echilibru, vă oferă mai mult senzații de teamă, de griji, de grija zilei de mâine, da? Trebuie să vă găsiți echilibru emoțional, starea de bine emoțional în voi, atunci se manifestă și miracolele. Și miracole, și vi se echilibrează viața și puteți să vă atrageți un partener pe măsură, că asta reprezintă partenerul. Tot semn de pământ, dar nu obligatoriu să fie semn de pământ. Vă atrageți partenerul pe măsură în momentul în care lucrați, că asta face casorul, lucrează pentru echilibrul său emoțional și pentru creșterea sa spirituală. Pentru că elefantul e o persoană de autoritate. Dacă vă reprezintă acest elefant, încercați să-l manifestați pe el și nu pe acesta, micuțul care e temător și trecător, da? Acesta are, este o viață, acesta are o viață mult mai îndelungată, știm foarte bine ce memorie are, da? Și ce forță, e clar că nu se compară. Manifestați această energie și nu pe aceasta. Dacă nu puteți acum, aveți susținere din partea, repet, cuiva de autoritate sau... Hai să-l și pun ca să-l vedeți, sau a unor energii dintr-o altă dimensiune. Sunteți, da, acești îngeri, da, care vă protejează somnul, nu vă mai faceți griji. Nu vă mai faceți griji. Cred că unii dintre voi chiar vă faceți griji într-o privință, rămâne de văzut. Ia uite, semn de aer, aici sunteți voi, semn de aer, sau semn de pământ, oricum, două personaje rănite. Și unul și celălalt e rănit. Și unul și celălalt e rănit. Și trebuie să încheiați acest capitol. Să vă gândiți la, ia uite, la vindecarea voastră. Rămâne de văzut dacă apare o împăcare. Că valetul de cupe înseamnă și împăcare. Dar mai presus de toate, pentru că urma de stea mă duce cu gândul la vindecarea voastră. Vă vindecați prin, dragii mei, prin yoga, prin cărți, prin... plimbări în aer liber, prin faptul că
puteți vedea că dragostea se manifestă peste tot în jurul vostru. Nu musai în legătura aceasta karmică ce va da durere de cap. Așa cred că a fost durere de cap. Hai să vedem. Ok, 6. Balanță sau taur, da. 6 de monede, oho, la fel, balanță sau taur. Bine, poate să fie și verde, poate să fie orice altă zodie și leu, ai că să fie, nu poate să vedem. Nu, astea sunt prea multe. Cineva în trecut a încercat să vă ofere o nouă dragoste în trecut, dar persoana respectivă mai avea pe cineva. Mai avea pe cineva. Și uite așa balanța s-a schimbat. În loc să primiți dragostea pe care o meritați ca și împărătese, da? Ați primit mult mai puțin decât meritați. Și posibil unii dintre voi frumos ar fi să vă detașați de acest dezechilibru. Detașați-vă mental, da? Am zis mai devreme, nu degeaba voi fi zis, detașați-vă mental de aceste, da, dezechilibre. 6, 4 de monede, amândouă monede. Posibil pe cineva a fost mai mult un playboy, da? În această situație și un playboy lângă o împărăteasă zău că nu dă bine. Mm-mm. Da? Un playboy lângă un... Ia, te-am zis, da? Mai devreme. Un iepuraș lângă un elefant. Nu zic musai, că puteți să fiți doamne, domnișoare. Domnișoare, da, ca să fii totuși... Da, domnișoare, da. Puteți să fiți reprezentate ale sexului frumos, da? Și să aveți această forță spirituală extrem de intensă. Dacă stați în preajma celor micuți, nu e. Chiar dacă ei v-au oferit dragoste, la un moment dat au încercat și ei ce au putut. Rămâne să vedem ce alte mesaj. Trei de cupe văd iar. Trei de cupe. A fost un trio. Ia uite cum sar cărțile. Ca acest iepuraș. Probabil cineva sărea din... floare în floare, din loc în loc. Ok, asta. Asta, ok, temperanța frumos, vă vindecați. Apoi, acesta ce este? Oho, cavalerul de spade. Aha. Da. Cavalerul de spade. Dacă aveți un semn de aer în preajmă, vine un semn de aer în preajmă să vă spună, băi, cât de fericit sunt. Da. Vine. Și, și vă spune, asta pentru că a apărut aici mesajul când a sărit cavalerul de spade, s-a oprit setul de cărți aici. Deci un scurt mesaj. Vedem și ce alte mesaje vor veni. Dar o să vă spună că, da, a fost un playboy într-adevăr, dar acum vrea să manifeste adevărul după o perioadă de stagnare, pentru că vede lucrurile dintr-o altă perspectivă, vrea să construiască, vrea să schimbe situația dintre voi. Simte că a fost orgolios și nu a spus cât de fericit este în preajma voastră. Asta așa, un scurt mesaj, copii pentru unii, copii pentru alții, rămâne de văzut. Ia, uite ce frumos. Și iar a vrut să se arate. Asta e. Așa au vrut. Da. Pentru unii dintre voi, cineva a fugit, acest 6 de spade, acest iepuraș, playboy, că apare, da? Playboy e și aici, cavalerul de bâte. A fugit din familie sau dintr-o legătură, că am zis legături karmice, da? A fugit dintr-o legătură karmică, probabil în dorința de a avea o aventură, dar totuși lucrurile n-au evoluat în direcția pe care au vrut-o ei, din niște motive. Ideea este că cine a vrut să fugă dintr-o legătură stabilă sau dintr-o familie a greșit, nu a reușit să manifeste ce și-a dorit, aventura vieții sale, eventual. Și evident că acum, cel puțin unul dintre voi trebuie să vă vindecați de niște dezechilibre, să zicem. Da, dezechilibre. Și cum se va manifesta acest lucru? Eventual, printr-o împăcare.
valetul de monede și, în primul și în primul rând, prin transformarea acestui personaj, nu neapărat mai tânăr, pentru unii poate să fie mai tânăr, dar, repet, imatur, cu acest iepuraș, imatur. Cu fi semn de aer, cu fi semn de pământ, văd mai multe semne. Ideea este că a fost un trio la un moment dat, da? Semn de aer, semn de pământ. A fost un trio. Dar acest trio, da? Trebuie transformat. Trebuie moarte și renaștere. Moarte și renaștere. Și în momentul în care personajul va veni să se lupte, sau mai bine zis, să vină victorios, să revină în viața voastră victorios, posibil cine a fost rănit în această situație, chiar dacă personajul se transformă, nu o să fie primit chiar, da, 7 de bâte, nu o să fie primit chiar cu brațele deschise, o să fie pus în situația în care va trebui să muncească. Pentru ce? Pentru justiție, pentru echilibrarea acestor lacrimi, 4 de cupe. Pentru echilibrarea acestor lacrimi care au fost plânse, cât timp personajul nu a vrut să-și deschidă inima și s-a manifestat, da, ca un trecător, ca un, repet, copil imatur, copil. Și repet că acesta se poate manifesta la orice vârstă. Haideți să vorbim. Deci în trecut, repet, balanță, taur, cineva a venit a venit în viața voastră, că eu cred că sunteți voi aici, împărătese, împărătese. Și împărătese înseamnă femei peste 40-50 de ani. Mame, eventual, soții. Și dacă nu sunteți soții sau mame, sunteți persoane cu o forță spirituală, creativă, deosebită, profunde, generoase, manifestați acest Venus în varianta sa superioară, da? Și într-adevăr, cineva a vrut să vă facă o ofertă de dragoste, a simțit multe emoții în preajma voastră, dar mai avea pe cineva în preajmă, da? Mai avea o persoană căreia trebuia să-i ofere din timpul său, din banii săi, din emoțiile sale, din pasiunile, da? Atracție, da? Zicem, da? Ei, în momentul în care ați simțit că există acest potențial să mai fie un al treilea personaj, pentru că se vede totuși un 3 de bâte, da? V-ați detașat mental. Posibil și ei s-au detașat, posibil și voi v-ați detașat. Pe de o parte și pe de altă parte ați sperat și în acest moment în continuare vă detașați mental și sperați că divinitatea vă va aduce alte oportunități. Deja simțiți în zare că se văd niște șanse eventual dintr-o altă direcție, dar conștientizați că aceste șanse vor apare doar când vă vindecați. Și vor apare în momentul în care aveți răbdare, temperanța, da? Aveți răbdare. În primul rând cu vindecarea voastră, am zis că cineva chiar a plâns, a văzut, da? Unde să vă arăt eu lacrimile? Sunt aici, s-a plâns, ia uite. Ia uite. 4 de cupe. Și 5, ia uite, 5 de cupe și 3 de spade. Clar că au fost răni, chiar dacă n-au apărut aici. Au fost mai în trecut, da? Voi acum deja, în august, deja simțiți efectele acestei răbdări pe care ați avut-o cu voi și cu dragostea, stima față de voi. Că asta înseamnă cupa. Cineva vă oferă mai puțin decât meritați? Nu, dragii mei, eu merit dragostea pe care o merit, eu știu ceea ce merit și, în primul rând, mă iubesc pe mine ca să nu intru în acest trio, da? Interesant, da? Trio și cavalerul, da? Aventurosul, pe aceeași diagonală. Și în momentul în care vă dați timp, în continuare, posibil că mai durează o săptămână, două, până să se manifeste efectul acestei răbdări pe care ați avut-o cu voi, din dragoste față de voi, răbdări pentru vindecarea voastră, amândouă reprezintă vindecare, începe să manifestați o nouă pasiune, un nou chef de viață, o nouă pasiune, eventual un nou proiect la locul de muncă, dacă vreți să fie și la locul de muncă. Dar eu zic că spre sfârșitul lunii august apare cineva
cu nevoia de a, într-un mod așa inopinant, neaștept, când nu vă așteptați, când nu vă așteptați, va veni acest cavaler de spade. Nu uitați că acest cavaler de spade este un personaj care apasă pe accelerație, îi place accelerația, dacă are mașină, și în general cavalerii au mașină, da. Cavalerii au mașină, amândoi sunt foarte iuți. Personajul acesta, îi place viteza. Însă, își dorește foarte mult să comunice. Cine va veni, va veni. Va veni să comunice cu voi despre toate emoțiile acestea care le simte în preajma voastră, 10 de cupe. Și o va face și într-un mod mental, și într-un mod, vă va oferi într-adevăr pasiune, dar, dragii mei, trebuie să vă ofere soarele. Dacă acceptați doar pasiunea, rămâneți doar cu atâta, cu o noapte. Chiar dacă personajul e foarte bucuros, chiar dacă, dar trebuie să crească și acest personaj. Trebuie să crească. Pentru că voi sunteți aici. Împărăteasa, temperanța, asul de cupe. Acolo sunteți. Pe de o parte aveți dragoste față de voi, stimă față de voi, și cei care vin în preajma voastră, într-un fel sau altul, se conectează la această vibrație. Și dacă nu merg lucrurile așa cum și-ar fi dorit la un moment dat, vă detașați, așteptați, cam două înseamnă așteptare, ok, mergeți către soare, uite ce frumos, da? Călătoriți către soare, lăsați gândurile, lăsați triunghiurile amoroase. Eventual puteți să lăsați și pe cei care vorbesc înainte să gândească. Că unor cavaleri de spade vorbește înainte să gândească și cavalerul de spade trebuie să învețe să comunice și emoțional, nu doar mental, da? Trebuie să comunice și emoțional. Aici este. Ideea este. Amândouă reprezintă soarele. Probabil spre sfârșitul lunii august, pentru că a apărut în plus soarele, da? Poate chiar în septembrie să se întâmple această întâlnire, această comunicare foarte extrem de emoționată. Emoționantă. Și dacă lucrurile au stagnat, într-adevăr, ați simțit că nu evoluați în preajma lor sau că sunteți legați, da? Legături karmice, am zis, relationship patterns. A trebuit să aveți răbdare și legăturile karmice se pot manifesta frumos, dar uneori trebuie să avem răbdare cu cei care nu sunt la nivelul nostru, da? Sau al vostru. Acum personajul acesta, al treilea cavaler, bănuiesc că este al treilea cavaler și e drăguț, e interesantă confirmarea, dacă sunt, e același personaj și așa simt că e același personal, începe să se manifeste. La început mental, pe urmă pasional, acum începe să manifeste, să se manifeste și un pic mai pragmatic, să vină și cu oferte practice, că sunteți o împărăteasă, nu contează ce sunteți, bărbați, femei, da? Așa simt. Sunteți o împărăteasă. Și atunci acest cavaler vrea să manifeste varianta sa pozitivă. Vrea să schimbe situația. Situația karmică, da? Întâlnire karmică, întâlnire de destin. Că asta înseamnă roata norocului, întâlnire de destin. Vrea să schimbe situația spre sfârșitul lunii august. Nu doar să vă împărtășească toate emoțiile care curg ca o cascadă, e ca un tsunami. Tsunami emoțional a fost și la început, dar și în trecut va fi și acum. Va fi și acum, dar va fi și cu soare, adică și cu beu, frumos, frumos. Însă, vrea să schimbe ca să construiască, să mergeți împreună, să călătoriți către acest nou început, care se va manifesta posibil din septembrie, poate chiar octombrie, pentru că e și 10, da? 10, poate chiar octombrie. Ideea este că se va manifesta la un moment dat reconstrucția situației. Acum nu mai văd un trio, văd că sunteți ghidați de divinitate. Îngerii vă arată într-o formă sau alta, eventual prin vise. Unde era spânzurată, da? Eventual prin vise, posibil acest personaj să primească ghidaj, cum să vină, sau prin cărți, da? Și voi, cum să-i primiți, cum să oferiți această schimbare de situație, da? Schimbare, roata norocului, să învârtiți energia, poate învăța să lucrați cu energiile, da? Să atrageți reconstrucție, să atrageți această comunicare care trebuie să fie și care nu prea a fost la un moment dat,
și să manifestați acest nou început pe care vi-l doriți. Din acest motiv apare să puneți fundația, cum am zis, da? Să puneți fundația, considerați fundația pusă. Din acest motiv apare, lucrurile sunt mai profunde decât par și vi se zice, citiți, curățați-vă energetic, da? Yoga, temperanța, comunicați cu copii, lucrați cu copii, manifestați copilul interior, da? Copilul, da? Și vine și abundența infinită. Ce frumos! 10 de cupe. Vine. Da, frumos mesajul. Fiți simpli, bucurați-vă de lucrurile simple, pentru că vor veni și lucrurile profunde. Pentru că se va face o transformare la nivel ADN-ic, în această perioadă în care nu aveți ceea ce v-ați dorit, da? Dar, tocmai pentru că nu aveți, aveți totul. Aveți posibilitatea să vă lucrați la nivel profund, da? Să vă transformați, să vă vindecați la nivel foarte profund și după ce vă transformați la nivel foarte profund, va fi o erupție, ce frumos, de lumină. Erupție de lumină. Foarte frumos. Dar, repet, pentru a se întâmpla această trezire spirituală, bucurie maximă, 10 de cupe, da? Erupție de lumină, ce frumos, pentru acest lucru. Trebuie să faceți transformarea în voi, vindecarea. Aveți nu știu câte cărți care arată vindecarea. Vindecarea profundă în sânge, la nivel ADN-ic în voi. 42, foarte frumos numărul, da? Și asta o faceți în momentul în care nu sunteți împreună, posibil separat. Posibil separat, faceți această transformare. Interesant, iar vă semnul peștilor pentru unii. Dar până atunci, bucurați-vă de lucrurile simple. Bucurați-vă de lucrurile simple, da? De cărți, de copii, de dragoste, de dragostea lui Dumnezeu, de natură, de tot ce vă poate bucura sufletul. Cam această etalare, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!